În fiecare zi, în mijlocul oamenilor, este ceea ce și-a propus echipa Partidului Național Liberal din cadrul organizației municipale, care în frunte cu candidatul PNL la funcția de primar, Nicolae Florian, poartă zilnic discuții cu giugiuvenii din cartierele orașului. Din tot ce am observat de când ne deplasăm în celelalte cartiere, am observat faptul că oamenii sunt triști, oamenii sunt nemulțumiți de realizările existente ale actualei conducere ale primăriei și doresc o schimbare. Dar depinde de noi dacă noi ne mobilizăm, dacă proiectele noastre sunt aduse la cunoștința tuturor cetățenilor, programul politic al nostru să fie cât mai mult promovat, iar dumneavoastră să, alături de noi, să ne implicăm, să identificăm problemele oamenilor și să le aducem la cunoștință prin acest program electoral și să trecem și la fapte, nu la vorbe. Oamenii așteaptă de la noi foarte mult. Eu cred că echipa noastră a Partidului Național Liberal este o echipă bună, o echipă care a convins până acum, prin profesionalismul și prin experiența și exemplul propriu, acolo unde lucrează fiecare, că poate să facă din orașul nostru un oraș mai dinamic, un oraș mai prosper, să ridice standardul de viață al oamenilor. Avem un proiect bun, principala noastră preocupare, chiar dacă suntem la primărie, o reprezintă oportunități pentru atragerea de investiții, investitori serioși, crearea de locuri de muncă, pentru că aici suntem deficitari. Dacă oamenii au de muncă, au și resurse să-și plătească impozitele, taxele locale, sunt buni contribuabili și sunt oameni care asta doresc. Deci nu doresc mila publică, doresc să muncească și trebuie să reprezinte pentru noi principala prioritate. De asemenea, dezvoltarea orașului o putem face din discuțiile cu oamenii. Dacă oamenii doresc ca noi să toaletăm numai parcul din centru și pe ăsta să lăsăm netoaletat, atunci zic că au cerut oamenii, dar eu sunt convins că oamenii cer să toaletăm și parcul ăsta, oamenii cer să asfaltăm și anumite străzi care sunt ulițe în orașul Giurgiu, oamenii cer oportunități de la primărie necesare pentru dezvoltarea locală, da? Și pe cartiere. Primăria, datorită faptului că își promovează prin primarul în funcție, își promovează doar proiectele proprii, proiectele intereselor lui, sigur că nu mai vede și nevoia comunității noastre locale. Credem în echipa noastră și împreună cu dumneavoastră, cu oamenii, cu cetățenii orașului, contribuabili de altfel, să facem un lucru bun pentru comunitatea noastră, să facem din Giurgiu un oraș în care ne dorim să trăim, să muncim și, bineînțeles, să ne rămână copiii aici în Giurgiu, să nu mai plece în altă parte. Vreau să afirm cu toată certitudinea, este o echipă alcătuită din profesioniști care au confirmat, sunt medici, sunt profesori și alte categorii de adevărați profesioniști ai orașului, oameni care nu au niciun fel de firme și care nu vor avea parteneriate cu administrația locală. Ne luăm ca și target obținerea unui număr cât mai mare de locuri în Consiliul Local, tocmai pentru a putea să sprijinim primarul care va fi, după data de 5 iunie, din seara zilei de 5 iunie, primarul nostru Florian Nicolae. Giurgiuvenii, în care nu se feresc să-și manifeste susținerea pentru echipa PNL în aceste alegeri, își doresc o nouă conducere, având în vedere că în ultimii 4 ani nu au găsit deschidere din partea actualei conducerea primăriei, iar problemele lor sunt încă nesoluționate. Eu lucrez la Urban Financiar, iau 1 milion pe lună. Și din 9 milioane să dau și 3 milioane la chirie și la lumină și la apă și un copil în școală, eu cu ce mai mulți? Este foarte adevărat ce ziceți.
Am fost la domnul Barbu de nu știu câte ori în audiență și m-a mințit că îmi face chiria mai mică și nu mi-a făcut-o chiar deloc. Deci trebuie să beneficiați de locuințe sociale. Ca să beneficiați de locuințe sociale, prima dată trebuie să le construiți și după aia să le demolăm pe alea care sunt așa cum sunt. Da? Deci trebuie să o luăm invers. Deci să nu punem căruța înaintea boilor. Știu, dar am spus măcar să fac schimb de locuință. Așa. Să dau ANL-ul și să mi se dea altceva. Unde pot să plătesc o chirie mai mică și a spus că nu se poate. Păi tocmai de asta vă spun că nu ANL-uri vă trebuie dumneavoastră, vă trebuie locuințe sociale. Corect. Care au un alt fel de regim. Da? Pentru că pe noi ne interesează să stăm și în confort, dar să stăm și cu prețuri, costuri reduse, pentru că nu ne permit salariile. Da. Gândiți-vă ce înseamnă pentru unul care nu are deloc nicio sursă de venit și vrea să trăiască undeva. Unde trebuie să trăiască? Trebuie să trăiască într-o locuință socială și să poată să aibă acces la un loc de muncă, să poată să se întrețină. Dumneavoastră aveți și jumate. Aveți loc de muncă, dar stați în ANL care costă foarte mult. Da, păi vreau să spun că stau acolo de 9 ani. După da, am înțeles. Lui Iliescu, da? Tocmai de asta trebuie să le armonizăm pe toate. Dumneavoastră sunteți căsătorită? Sunt, dar nu sunt divorțat, că nu mai sunt cu el. Și cum ați fost, doamnă, mințită de domnul primar? Puteți să ne spuneți și nouă de domnul Barbu? Dacă am fost de nu știu câte ori, am acasă și bunuri de-alea de la registratură, care m-a pus să fac cerere, că îmi mărește, că îmi lasă chiria mai mică și nu mi-a făcut nimic. Ce nu v-a săturat, ieri am scos, contractul, că din an în an facem contract noi pe fiecare an. Și ne pune să ne ducem la, cum să spune, la notariat, să dăm 1.200.000 pe fiecare an, ca să facem, că n-am altă locuință decât asta. Plus ce scot de la taxe și impozite, că n-am altă locuință. Și ieri am scos contractul și aceea sumă o am de plată la chirie. Ca să mi-o face mai mic. 2.890.000. Considerați că Barbu a ratat șansa să mai câștigi odată? Oh. Păi, dar nici nu mai merit. Pe cuvântul meu spun că nu mai merită, știți de ce? Pentru că, știi de ce? Pentru că nu mi-a ajutat cu absolut nimic. Păi a venit la noi la ușă și ne-am scris la dânsul. Chiar m-a scris, puteți să vă uitați la Scareche Constantin. Ne-am scris la dânsul. Vreau să spună și dânsul ceva, vă ascultă și pe dumneavoastră. Sunt la Scareche Uri. Domnul Barbu a băgat oamenii în căminul de 1 la Islu în WC-uri, care sunt căsătoriți și au copii și familii și locuiește în baia unde se curge rahatul. Și vrea să ne arunce în stradă. După ce a demolat pe celălalt bloc. Eu vreau să spun omenește că pe toți din căminul Istru îl votează pe domnul Furicer. Că și eu sunt tiner căsătorit și nu mi s-a dat locuință. Lucrez de 16 ani la financiar urban și la primăria veche. Și nu mi s-a dat locuință. Și m-a aruncat la Istru într-o mizerie, care mănânc cu șobolani în casă. Dar cu evacuarea ce v-am mai spus? Și cu evacuarea nu s-a mai plătit chiriile din mai, dar anul trecut. Dar nu zice că e de afară după votare? Suportăm 180 de mii chiria acolo. Noi nu suntem mulțumiți de acest loc. Ne-a amenințat că ne dă afară în străzi. Noi suntem, avem și noi salarii, suntem și noi căsătoriți, avem și noi copii, familii. Frate, cum să ne dea afară în străzi? Că avem și noi serviciuri. Suntem oameni cu serviciuri acolo. Copii, cu familie. Și spune că ne dă afară cu copii în stradă. Ce și copii? Atât am avut de spus. Da, deci soluția dumneavoastră, îmi cer scuze, domn primar, că vă întrerup, este domnul primar Nicolae. Eu vreau să vă asigur că nu o să fiți dați afară de acolo, pentru că Barbu nu mai apucă. Iar noi, înainte de a gândi să vă mutați în alte locuințe mai confortabile sau care, pe care puteți să le întrețineți, să le mențineți, locuințe sociale, prima dată să le construim. Da. Pentru că dacă ne apucăm să demolăm și acoperișul deasupra capului unde pe care îl aveți acum, cu gândul că o să cadă blocul pe voi, asta este o minciună. Da. Pe noi ne interesează să creăm locuințele sociale și după aceea să vă dăm afară de acolo din zonele unde locuiți. Voi tinerii ce puteți să faceți în Giurgiu în ziua de azi? Voi tinerii în Giurgiu ce puteți să faceți? Mai nimic. Știți cum e. Și toți cu facultăți, cu licee terminate și în Giurgiu nu ne găsim de muncă. Trebuie să plecăm în străinătate. Că atâta știe Giurgiu să ofere deocamdată. Străinătatea pentru toți. Atâta. Ultimii 4 ani cum ți s-au părut? Extrem de grei. Sincer vă spun. Am fost plecat și peste hotare și nu mi s-a părut ok. Familia mea este aici, sora mea la fel este plecată pentru că nu-și găsește nimic aici. De foarte mulți ani este plecată și
Vrem să o aducem acasă, să stăm cu toții, să avem un loc de muncă stabil, să ne fie și nouă bine pentru orașul nostru. Și așteptările de la viitorul primar? Sunt sigur că vor fi cele la care mă gândesc. Chiar am încredere în domnul Nicolae Florian că va face ceva bun pentru orașul nostru față de ce a fost până acum. Am foarte multă încredere în domnul viitor primar. Și pe pietonalea gării, echipa de candidați a Partidului Național Liberal pentru primăria Giurgiu a fost bine primită. Aici patronii puținelor magazine care au mai rămas deschise își pun toate speranțele în Nicolae Florian, care și-a propus să redeschidă traficul rutier pe strada gării pe un singur sens. Deschidem strada gării. Deschidem să fie... Ați văzut că s-a închis toate și... Păi, cât de mult v-a dezavantajat că s-a închis strada gării? Din cauza pentru că nu mai trec mașinile aici, nu avem parcări pentru mașini și trebuie neapărat să fie ori parcări aici, să mai fie ăștia care trebuia să fie în altă parte. Deschidem strada gării. Și în ăștia 4 ani ați găsit înțelegere la... N-am găsit. Care au promis fiecare și n-a făcut nimeni. Dar acum avem încredere în domnul Floricel și suntem siguri că se deschide. Și noi suntem cu toții alături. Aveți încredere și în echipă. Și în echipă, bineînțeles, că toată echipa. Împreună cu echipa asta care v-am prezentat-o, vrem să facem multe lucruri bune pentru oraș, dar pentru strada gării vrem să deschidem strada gării. Strada, ajute Dumnezeu! Strada gării trebuie să devină stradă comercială, nu stradă pietonală de plimbat la promenadă. Să o facem, să găsim posibilitatea să facem și promenadă, dar nu trebuie să distrugem comerțul. După ce că suntem Dumnezeu săraci, să-i redăm farmecul. Noi pe strada gării, noastră știți. Eu știu, dar și eu sunt la fel ca dumneavoastră, tocmai de-aia trebuie să ne unim, să facem treabă pentru oraș. Să avem ajute mult... Dumnezeu. Să ne ajute. Noi ne dorim să avem un gospodar care să știe ce are de făcut, da. Și să plimbe mai puțin și să nu mai fie superficial. Știți, și să fie până la urmă plimbați-vă cu un om deștept, dacă știe ce decizii să iasă și plimbă, face și treabă. Este foarte adevărat, dar să ne plimbăm după ce facem treabă. Și eu vă asigur de tot respectul meu, vă spuneți că avem o echipă bună, de oameni buni, da, profesioniști, care merită să reprezinte interesele orașului. Să venim la Vădoin, succes! Sărbună! Și să se și îndeplinească cele... Doamne ajută! Vreau să facem din orașul ăsta să înflorească. Eu sunt adept al acestui oraș. Să facem ceva frumos, adică să nu mai fie atâta mizerie. Cu totul că știm cine este acolo și... O să-i răsturnăm și o să corectăm... Nu prea ne deschid ușile. Nu prea... ne-au promis multe și o să ne ne-au deschidă, întors spatele. O să ne deschidă ușile în sensul că ei vor pleca și noi vom ajunge acolo. Sănătate! Doamne ajută! Doamne ajută! Florian Nicolae a continuat întâlnirile cu giurgiuvenii și în cartierul Oinac. El a stat de vorbă cu locuitorii din acest cartier și le-a explicat proiectele pe care le are în vedere pentru oraș și în același timp le-a ascultat doleanțele și propunerile, dar și nemulțumirile. Lăsați-l primarul care este, cum să zice, pe domnul, că nu l-am noi butelie de la el. Foarte bine faceți, lăsați-i butelie de deoparte ca să înțeleagă și el, că nu-l iubește lumea. Dar noi vrem în casă să nu mai fac cu lemne, cu cărbun, doamne, focul. Asta doamne, e. Avem un program să aducem gazele în fiecare casă. Dar ca să ajungem, să aducem gazele în fiecare casă și dumneavoastră trebuie să veniți acum să ieșiți la vot. Vă place ce a făcut Barbu în orașul nostru în perioada asta de 4 ani? Nu, că nu ne place. Știți care e problema mea de nu convine? Că au gala la cimitire. Pe fiecare an trebuie să dăm bani la fiecare mormânt. A fost domnul. Așa, a fost domnul primar Iliescu. 12 ani sau cât a fost acolo de 3-4 ori. Dar domnul Iliescu n-a umblat la cimitire. Am venit să vă salut și să vă rog să fiți alături de echipa noastră. Și vreau să vă asigur... Pentru pensionar ce faceți? Păi, transportul ăsta în comun ce se întâmplă? Deci gratuitățile sunt conferite de legiuitor. Da? Deci vrem în continuare. Corect. Și lăsăm, ca să nu credeți dumneavoastră că am eu ceva cu primarul ăsta Barbu, știa dacă scrie pe el Nicolae Barbu, dă drumul la car să meargă la el. Deci nu vreau să creez, dacă sunt lucruri bine făcute, le continuăm. Dacă sunt lucruri rău făcute, nu le continuăm. Adică numele meu nu o să-l vedeți pe card scris. Da? Pentru că vrednic este Consiliul Local. Primarul este executantul. Da. O să vedem ce face și cu țânțarii ăștia. Da, cu țânțarii ăștia. Ce să vă spun, sunt foarte multe proiecte, o să vă uitați pe programul nostru politic, o să-l vedeți. Este un program bun, oamenii sunt foarte buni, sunt profesioniști. Avem doi medici, avem doi profesori, avem un aviator,
avem oameni de afaceri de succes, avem juriști, avem avocați, avem toată paleta de oameni care să ne reprezinte cu cinste interesele orașului. Ce am văzut? Am văzut în parcul ăsta aici la Steaua Dunării, domnul Barbu, un an acum este mai decât eu am însemnat, a făcut să facă el, așa, a distrus parcul. Pomnișoarea Gărdulesc care a fost, l-a distrus, tineretul era foarte frumos acolo, vorba aceea ne mai ceam și noi oameni bătrâni, să mai stăm și noi pe bani, s-a dus, păcate. Am văzut despre ce e vorba, să știți de la mine un lucru. Parcul ăsta care l-a făcut Ion ăsta, Iliescu, cum se spune, a făcut bine. Dar să știți, de când de anul trecut, un an acum, s-a apucat de el să-l facă nici acum. Bar nu l-a făcut nivelet să fie pusă iar pe verde și făcea mai apă. Noi nu suntem mulțumiți de acest primar, fost primar, cum să spun. Am venit cu drag să vă salut. Mulțumim. Și să vă spun că nu v-am uitat și nu vă uit. Mulțumim! Iar referitor la locuri de muncă, avem un program foarte bun în care să aducem o oțelărie la Giurgiu. Frumos, o oțelărie. Din partea dumneavoastră. Frumos, da? Din partea. Asta înseamnă câteva sute de locuri de muncă. Frumos, asta înseamnă, da? Sănătate. Asta înseamnă că nu rămâne singura. Pe lângă oțelărie mai vin și altele. Dar ne gândim și la o seră legumicolă. Bună. Dacă ne gândim la o seră legumicolă, ne gândim la un centru de conserve, da, de legume. Pentru că nu adică poți să faci legume dacă n-ai și un centru. Fructonil înainte vrei să deschide. Acolo. Așa. Nu deschid eu, deschid oamenii. Noi doar corect, ne punem, da? Doar le dați posibilitatea. Deschidem porțile orașului. La străzile astea le sparge mereu. Cum e o stradă bună, păi, trebuie spartă și băgate țepă sub ea. Păi vedeți, deci să nu lucrează... Nu se poate lucra așa cu totul odată. Să lucrează haotic. Să lucrează haotic, dar să spargem un drum, băgăm o țeapă, mai spargem. Dar stați puțin. În Giurgiu, dacă eu voi ajunge primar, așa, vă asigur că aduce și o secție de stat, o facultate de stat la Giurgiu. E ceva particular, da. Vor fi, păi, am înțeles, asta da, e viața. Bun, și așa e bun, bine. Dar, că să stăm prin București, mai dar, bine stăm acasă. Dar să știți că și la stat sunt locuri fără bani, da, și locuri și cu bani. Cu plată, da. Cu plată. Da. E, este exact ca și cum ar fi la stat decât cu plată. Da. Problema este alta, că aducem universitate, facultăți, da, de la cadrul universității, le aducem în Giurgiu. Dar problema este ca și primarul ăsta, pe ăsta să-l intereseze. Nu numai eu pe spinarea mea aduc profesori, eu pe spinarea mea... Păi să vă intereseze pe dumneavoastră dacă candidați și să luați primar? Primul lucru a făcut să schimbe pavelele, iar gropile după străzi și după șosele au rămas aceleași. Acum, așa face fiecare primar, să schimbe primul lucru care îl face... Când ajunge în primărie să schimbe pavelele? Nu, doamnă, vă spune dacă ce fac primar. Dacă ăsta e primul obiectiv al dumneavoastră, nu mai votez. Da, da. Doamnă, dacă s-a zis dumneavoastră, acum să vă spun eu ce fac eu primar. Așa. Prima dată fac, pun stop risipei banului public. Doamnă, pune pac, stop. Și de ce treaba asta? Pentru că ăsta e cel mai important. În al doilea rând, reducem cheltuielile. Reducem cheltuielile cum? Vă spun eu acum. Cu iluminatul public realizăm un parc fotovoltaic, dacă nu realizăm sisteme fotovoltaice, da, amplasate după cum atragem, după cum spun proiectele europene, da, 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 și vor reduce costurile cu iluminatul public. A, păi da, și domnul Barbu reduce. Și nu, nu, și acum. Păi domnul Barbu mai are nevoie de 3 mandate. Nu, 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 dar reduce și acum costurile, pentru că întrerupe curentul. De la 1 noapte și până la 5 dimineața se întrerup pe curentul și pe străzi e întuneric pe zână. Am trecut să vă salutăm și să vă asigurăm de întregul nostru respect. Am venit cu o echipă bună, o echipă de giurgiuveni, o echipă de profesioniști, o echipă care să ne reprezinte interesele în fața autorității și în fața Consiliului Local. O echipă de consilieri care merită să fie aleși de dumneavoastră. Vă rog să vă uitați și să chipzuiți, o să venim și cu programul politic zilele astea la dumneavoastră și dacă dumneavoastră considerați că noi merităm și programul politic merită, vă rugăm să vă plecați și asupra echipei noastre. Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Florian, alături de echipa sa pentru Consiliul Local, militează pentru cheltuirea cu chipzuință a banului public, pentru atragerea de investitori, pentru un sistem eficient de gospodărire a orașului și pentru eficientizarea serviciilor din cadrul primăriei.